Țigările electronice sunt adesea marketate ca fiind o alternativă mai sănătoasă față de țigările obișnuite, însă când vine vorba de sănătatea orală, noile studii arată că țigările electronice sunt la fel de dăunătoare precum cele normale. Conform aradent.ro, într-un studiu realizat, cercetătorii au descoperit că substanțele conținute de vaporii eliminați de țigările electronice sunt uneori mai periculoase pentru celulele din cavitatea bucală decât tutunul tradițional. Problemele cauzate de țigările electronice pot avea urmări mai grave, precum gingivită, paradontoză, placă dentară, pierderea dinților, cancer oral. Țigările electronice sunt dispozitive cu baterii, ce conțin sisteme de încălzire și un suport pentru soluția lichidă. Dispozitivul de încălzire care elimină lichidul sub formă de vapori când utilizatorul pufoie, vaporii sunt inhalați. Deși țigările electronice nu conțin tutun, un aspect foarte dăunător al țigărilor normale, acestea conțin nicotină și alte chimicale, printre care și arome artificiale. Vaporii aromați au un efect mult mai periculos asupra țesutului celular al gingiilor. Studiile demonstrează că vaporii inhalați omoară 53% din celulele din cavitatea orală în doar 3 zile. Analizând celulele epiteliale expuse la vapor sub microscop, cercetătorii au identificat creșteri semnificative în ceea ce privește rata celulelor afectate sau chiar distruse. Un alt efect extrem de negativ al țigărilor electronice asupra organismului este acela Că elimină chimicale în corp, care compromit funcția imună a căilor respiratorii, distrugând celulele sistemului imunitar, macrofagul și neutrofilele. Utilizatorii de țigări electronice suferă niște modificări genetice, precum și suprimarea unor gene imunitare adiționale. Descoperirile în domeniu susțin că țigările electronice au un spectru mai larg de efecte asupra mucoasei respiratorii față de țigările normale. În cele din urmă, țigările electronice expun plămânii la toxicitate, reduc efectivitatea sistemului imunitar și creează mediul propice pentru ca bacteriile dăunătoare să se răspândească. Renunțați la țigările electronice și la tutun pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi, relatează aradent.ro.